Bun găsit, doamnelor și domnilor, Hristos a înviat. Invitatul meu în această ediție de Interviul Săptămânii este profesorul universitar dr. Adrian Sârbu, lector doctor în cadrul secției de muzică religioasă a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, dirijor și fondator al corului Byzantion și unul dintre cei mai importanți interpreți și cercetători pe tărâmul muzicii bizantine din România și nu numai. Bun găsit, Adrian, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc mult că ne-ai acceptat invitația, știu ce important e timpul pentru tine. Pentru toți, e important să-l folosim cu bine. Zilele acestea ai participat alături de Byzantion la un eveniment important pentru tine și pentru muzica bizantină. Dacă în calitate de muzician faci multe turnee de concerte și cu Byzantion și nu numai, acesta a fost un eveniment cu totul și cu totul special. Spune-ne despre ce a fost vorba. Da, a fost cu totul emoționant pentru că anul acesta se împlinesc 10 ani de când a trecut la cele veșnice maestrul Licurgos Angelopoulos, mentorul corului. Și mentorul tău. Și mentorul meu personal, vestitul interpret, dirijor, dascăl și aș adăuga om, Licurgos Angelopoulos din Atena, fondatorul corului bizantin grec, arhon protopsalt al Arhiepiscopiei de Constantinopol, Marea Biserica lui Hristos și, în primul rând, un deschizător de foarte multe drumuri în foarte multe țări în care se cântă sau se iubește muzica bizantină. Licurgos Angelopoulos s-a mutat la Domnul exact acum 10 ani, într-o zi de 18 mai anului 2014. Pe 18 mai ați participat la o liturghie specială, la Parastas, cum spunem noi creștini. La slujba de Parastas și Sfânta Liturghie, ambele care au fost transmise de Pemtusia TV, portalul sub oblăduirea mănăstirii Vatopedii din Muntele Athos. Am participat alături de corul bizantin grec, fondat de Licurgos Angelopoulos și actualmente dirijat de Iorgos Constantinu, o altă personalitate marcantă, editor de carte și colaborator al mănăstirii Vatopedii. Cunoscut nou pentru că l-a invitat la masterul de când bizantin aici. La da, este într-adevăr un urmaș vrednic al lui Licurgos Angelopoulos, care duce în paralel interpretarea și cercetarea deopotrivă, ceea ce confirmă, de fapt, șirul de cărți pe care le editează teoria și practica muzicii bisericești. Nu e bine nici să rămânem doar practicieni și nici doar teoreticieni. Sunt două lucruri indisolubil legate. Nu poți să faci practică fără teorie și invers. Exact. Iar prin teorie e bine să spunem că trebuie înțeleasă nu doar teoria muzicii, ci și tot ce înseamnă istoria acestei muzici, care este mână în mână cu imnografia, cu sfinții părinți, cu teologia bisericii. Cu o zi înainte acestui parastas, o rugăciune specială, o liturghie specială pentru cei plecați de lângă noi, ați participat la un concert special cu corul grec bizantin. Povestește-ne. Da, la Palatul Muzicii în Atena, cea mai mare sală de concerte din Atena, inițiatorul acestui proiect, corul bizantin grec, a invitat alte trei coruri, printre care și corul academic Byzantion, singurul din afara Greciei, când, în calitate de ucenici, am avut curajul să spunem ai lui Licurgos Angelopoulos să cântăm în cinstea Marelui Maestru, in memoriam Licurgos Angelopoulos. A fost un moment de mare încărcătură emoțională pentru că am cântat piese compuse chiar de către el. Sunt niște lucrări compuse pentru niște sfinți de Licurgos Angelopoulos. Da, deci pentru sfinți pentru care nu exista slujbă sau nu existau cântări, au fost două mari personalități care s-au întâlnit sub oblăduirea și la cererea Marelui Patriarh, Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic, care a cerut părintului Gerasim Micragiananitul, adică de la Schitul Sfânta Ana Mică din Muntele Athos, să compună textele imnografice. Acest om este de o talie duhovnicească și imnografică atât de mare încât Biserica Grecească l-a canonizat ca sfânt, deci putem să spunem Sfântul Gerasim, imnograful Marii Biserici, și aceste texte au fost date de către Patriarhul Ecumenic lui Licurgos Angelopoulos ca să compună muzica. O încredințare specială. Da, și pentru noi este o mare onoare să cântăm în cinstea noilor martiri ai Greciei texte de Sfântul Gerasim și compuse de Licurgos. Da, sună minunat ce ne spui. Voi ați pregătit, ați avut și o sesiune de înregistrări undeva în luna martie, dacă nu greșesc, la Sfântul Gheorghe Vechi, vechea catedrală. Ești bine informat, e foarte bine. E datoria mea de jurnalist. O sesiune de înregistrări specială cu această ocazie,
Povestește-mi. S-au pregătit excepțional corul bizantin grec în colaborare cu Sfânta Mănăstire Vatopedii și la concert, în finalul concertului, au fost dăruite CD-uri conținând aceste cântări preînregistrate de către fiecare din corurile invitate. Da, noi am înregistrat piese în cinstea Sfântului Mucenic Diodor și a celor patru neomartiri din Megara. Poate simți mai puțin cunoscuți în nouă, dar cântările și textele sunt deosebit de frumoase. Și, într-adevăr, acesta a fost un imbold pentru noi, cu ajutorul părinților de la Mănăstirea Vatopedii, să traducem restul textelor imnografice și să ne punem în calcul scoaterea unui CD cu compoziții exclusiv Licurgos Angelopoulos. Eu nu prilej să stăm de vorbă, dar acum nu avem foarte mult timp. Știu, de fiecare dată nu știu când trece timpul. Întâmplă. Tu ești un bun cunoscător al Atenei. Ai terminat conservatorul de stat acolo, chiar la catedra lui Licurgos Angelopoulos. Ai făcut un master cu cel pe care îl pomeneai, Iorgos Constantinu, dar și o școală de muzică bizantină. Izvorul tămăduirii. Izvorul tămăduirii de acolo. Ce a însemnat pentru Atena personalitatea lui Licurgos Angelopoulos? Cum e el perceput acolo, în acel mediu academic profund legat de muzica de tradiție bizantină? Asta este o întrebare interesantă, pentru că Licurgos Angelopoulos și-a depășit cu mult cadrele geografice. El a fost o personalitate atât de copleșitoare încât a activat în mai multe centre culturale și de interes. În primul și în primul rând a fost protopsaltul vechii catedrale Atenei, Sfânta Irina. Acolo își găseau locul atât bătrânii corului bizantin grec, cât și copiii, cât și studenții lui. La un moment dat eram un român, un sârb, un american, doi congolezi. Avem o fotografie aici. Iată, cu el înconjurat de copii. Spunea într-un interviu că e un lucru foarte important să reușești să faci un cor cu copii. Este fascinant cum noi făceam cursuri la Conservatorul de Stat din Atena cu niște partituri extrem de complicate și după care își schimba înfățișarea, ca să spun așa, se transforma, veneau copiii, se fugărea cu ei prin sală și după aia se așezau disciplinați și făceau solfegiile acestea, ca să mă exprim. În notație psaltică. Asta ai făcut și tu, ai făcut Mini Bizantion din 2022. Da, pentru că, vedeți, Licurgos Angelopoulos a reprezentat nu numai pentru mine și pentru noi, ci și pentru foarte multe alte coruri, un deschizător de drumuri și o paradigmă, un exemplu. Am luat de la ei exemplu dascălului, al omului altruist, dedicat, al fondatorului de cor, de cor de copii. Avea emisiuni la Radio Național al Greciei, avea ore la 3 școli de artă, 3 conservatoare, cum spun ei, avea repetiții săptămânal cu corul bizantin grec, slujbele și, să nu uităm, de concertele care s-au ridicat peste 1300. Peste 1300, cariera corului bizantin grec. Este impresionant. Pun și eu și mergea cu aceste concerte peste tot, chiar în țări neortodoxe, pentru că tot într-un interviu spunea domnia sa, oamenii apreciază această muzică, finețea ei, chiar dacă ei nu înțeleg ce se cântă acolo. Și a câștigat foarte mult pe occidental prin deschiderea sa ca gândire. A fost un om care a știut să facă legături între cântul bizantin și cânturile pregregoriene. El a lucrat cu Marcel Perez și ansamblul Organum. Și aici a fost o explozie de inspirație pentru toți, pentru că această colaborare Marcel Perez Licurgos Angelopoulos a deschis noi perspective în interpretarea cântului roman vechi. Da, pentru că vorbim de biserica nedespărțită, vorbim de acea perioadă în care cântul... Biserica primară, din primul mileniu. Exact. Și aici vedem conexiuni fascinante pe care mulți muzicologi le arată la nivel de notație. Foarte mult cultura muzicală bisericească occidentală s-a inspirat din muzica bizantină. Vezi și Grecia Magna ce a însemnat începând cu secolul VII în sudul Italiei. Și de aici Licurgos Angelopoulos a însemnat pentru occidental sursa vie de inspirație care a dat viață partiturilor care erau piese de muzeu, erau moarte, nu știau cum să le cânte. Nu mi-e frică să afirm lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, el a venit cu ceva nou și viu. Asta e un lucru foarte important pe care tu l-ai luat de la maestrul tău, de la Licurgos Angelopoulos. Nu ești doar interpret, doar practician, ești și teoretician și ai lăcat lucrurile. Mă gândesc la lucrarea ta de doctorat, mă gândesc la comunicările tale științifice cu care ai ieșit la simpozioanele de tradiție care se întâmplă în România în domeniul acesta al cercetării. Să punctăm, dacă te-am întrebat de Atena, mă gândesc la Capela Romana, mă gândesc la atâta lume care îi datorează mult întâlnirii cu Licurgos Angelopoulos. Ce înseamnă în peisajul acesta
al muzicii bizantine, al interpretării muzicii bizantine și al săpării după izvorul lui, personalitatea lui Lycurgus Anghelopoulos. Lycurgus Anghelopoulos a fost un om care și-a sprijinit întotdeauna interpretare pe cercetare. Uh-huh. Să ne amintim de celebrele, știu eu, sesiuni de la Delphi, unde prezenta alături de mari cercetători occidentali. Să ne amintim de bursele Onassis, care au sprijinit cercetători din corul bizantin grec să scoată la iveală un Ioannis Cucuzelis. Nu era Xerus pe vremea aceea. Nu erau cărți tipărite, oamenii mergeau în Biblioteca Națională a Atenei și copiau cu creionul de mână. Iar eu când mergeam pe strada Colocotronii la repetiții, erau dosare prinse cu sfoară de unde deschideam în funcție de fiecare sărbătoare partituri scrise de el, de mână. Asta mă face să mă gândesc la vechi scribi și la tradiția aceea scriptică. Și asta dădea foarte multă greutate operei sale în care credea. Îmi amintesc și acum că nu sunt microbist, dar în nu știu ce an Grecia a câștigat campionatul mondial. Cred că a fost un campionat european, dacă nu. Sau european. Iertare. Dar a fost pe primul loc. În momentul în care toată Atena ieșise în stradă și vroiam și eu, eram curios, eram la studii, eram curios să văd atmosfera, el m-a chemat la repetiție. Doar noi doi. Deci nu era repetiție cu tot corul. Doar noi doi. Și atât de des mă chema la repetiții încât îmi cumpărasem un pat pe care mi l-am amplasat în camera de repetiții, pentru că era foarte dedicat. Sunt ușor monastică povestea asta cu și ucenicul, și maestru, și părintele duhovnicesc. Ce a însemnat pentru tine? Că asta era întrebarea mea de bază și de căpătâi, dar am evitat-o un pic. Trebuie să mă invit la o emisiune separată ca să răspund doar la întrebarea asta. De două ore, da. Lycurgus m-a impresionat în primul rând prin intermediul casetelor care pe atunci erau piratate, se comercializau, știi? Ai spus de Ioan Cucuzel, ce frumoasă e înregistrarea. Extraordinar. Aceea. Și Adormirea Maicii Domnului, cântări. Da. De altfel, înregistrate cu cărți, cu case de discuri de mare însemnătate în Franța, precum Jade, Glossamunde și mai departe. Și am vrut să-l văd. Am vrut să ajung în Atena să-l văd. Vorbeam... L-ai auzit prima oară pe casete, așa? Pe casete. Niște casete piratate. Da, știu că și eu aveam la fel pe cu vremea aceea. Da. Și când l-am văzut, eram emoționat, am vorbit în franceză, a văzut râvna și emoția mea și primul lucru că mi-a zis, trebuie să înveți limba greacă. Mergi acasă și înveți limba greacă. A doua zi când m-am întors acasă, bănuiesc ce am făcut. Te-ai m-am apucat, scris de limba greacă. E greu să înveți greacă? E foarte greu. Am fost 120 de cursanți, dintre care am terminat doar 3. Wow. Eu și două fete care își făceau toate temele foarte conștiincioase, iar eu am învățat greacă, pentru că Lycurgus, în mod constant, consecvent, mă suna pe telefon și încropeam o franceză greacă, din care el, cu multă răbdare, ce a făcut? M-a învățat greacă prin telefon. Incredibil, dacă îți poți imagina. Și după aia tot mă suna. Poți să mergi cu noi în concertul din Franța în data de cutare? N-avem nici pe departe nivelul corului bizantin grec. Dar a crezut în mine, a crezut în toți cei care poate pe viitor aveam să fim niște, știu eu, apostoli ai cântării. E sămânța aceea încolțită pe care ochiul unui dascăl bun o vede. Și mă chema în Atena, zicea, aici asta e cazarea ta, aici ai mâncare, nu cheltuiești niciun ban, ține și câteva sute de euro, poate ai nevoie, dar nu reușeam să cheltui, că eram când. La 11 noaptea terminam cursurile la conservator și zice, nu ți-e foame, nu vrei să mâncăm ceva? Și avea această plăcere să dăruiască. Ai carte cu tare? Nu am. N-ai carte cu tare? Vino cu mine. Ne ducea la anticariat. Luam căram cu trenul, eram cu trenul, atunci nu erau chiar avioanele așa de ieftine, și căram efectiv cutii cu cărți luate special de el. Profesorul, căruia îi datorez foarte mult și despre care vorbești atât de frumos, dirijorul de cor, pentru că corul grec-bizantin e foarte important în lumea aceasta despre care vorbim la această masă. Corul bizantin grec, eu cred că este vârf de lance, pentru că el a făcut un apostolat pe două direcții, și în afară, în străinătate, prin enorm de multe concerte prin care occidentalii au putut să miroase Bizanțul sonor, au putut să intuiască profunzimile acestei monodii, și pe de altă parte în lumea ortodoxă prin îmbinarea între cercetare și interpretare. Trebuie să mărturisim că în Grecia sunt dispute între practicieni și teoreticieni. Da. Ei bine, Lycurgus a fost omul care a arătat că nu se poate practică fără teorie și toate îmbinate la strană. Una e să discuți la un simpozion, la o conferință pe temeiuri pur teoretice și altfel să vii cu manuscrisul și să
arăți, să exemplifici. Și dacă vii cu manuscrisul și mai inviți și câțiva membri din cor și cânți la finalul prezentării un exemplu din manuscris, manuscrisul prinde viață. Noi avem această mare moștenire, dar și datorie, că purtăm în bibliotecile mănăstirilor noastre sute de manuscrise, cărora trebuie să le dăm viață. Despre asta e și lucrarea ta de doctorat, care merge din secolul XVIII, dacă nu greșesc, dacă mi-aduc bine aminte, până în zilele noastre. Vorbim despre Romana cu Macarie și despre un lucru foarte important pe care ai reușit să-l faci prin această lucrare. N-ai publicat un volum? Trebuie să o public mai întâi în greacă, ceea ce e destul de cronofag. Da, am înțeles. Adrian, să vorbim despre Licurgos și România, despre, prin intermediul tău, Licurgos Angelopoulos, în afară de faptul că a fost un mentor al Bizantionului și al tău personal, asta e clar, a fost un ctitor al acelui masterclass de cânt bizantin pe care l-a inițiat la Iași în 2007. 2008. Dacă, 2008. Da, au trecut ani, nu-i așa? Da, dar trec ani peste noi, așa e. Iată că Licurgos a rămas în memoria noastră ca un ctitor al masterclass-ului de cânt bizantin. Cred că este cel mai de amploare eveniment dedicat în mod exclusiv predării artei psaltice. Încercăm să-l menținem atât de nișat pentru că sunt oameni care, avansați fiind, caută cu tot din adinsul să vină la Iași la jumătatea lunii iulie și să se îmbogățească. A venit la Iași cu foarte multă dăruire. A crezut efectiv că poate ajuta și a adus cu el spuma personalităților muzicologiei bizantine, așa pornind este, cu Maria Alexandru, da, Iorgos Constantinu, da, Haldeachis, Ioannis Hasanidis. Cum să spun, tot ce e mai bun, tot ce e mai bun a adus la Iași. Iașiul l-a făcut o adevărată capitală a muzicii psaltice din România. Mi-amintesc de generozitatea lui, cu care nu refuza niciun interviu. Venea și vorbea și spunea lucrurilor pe nume într-un mod foarte blajin și foarte blând. Or, lucrul ăsta e extraordinar, să ai un asemenea profesor la un master. Nu e cu adresabilitate largă, ca să spun așa, dar pentru cursanți, pentru cei care au participat, întâlnirea cu el pot să spun că a fost providențial. Adresabilitatea este largă în finalul evenimentului, la dacă ți-aduce aminte acele scene pe care în entuziasmul nostru le amplasam la intrarea în Catedrala Metropolitană și care arătau publicului finalul unei munci asidui timp de 5-6 zile și eu cred că asta merită publicul, nu numai ieșean, ci și românesc, să vadă o ipostază elitistă, dacă îmi permit, sau eu știu, la un anumit nivel al muzicii bizantine. Pentru că, poate pentru publicul larg al televiziunii, muzica bizantină este o artă care vine din Bizanț, unde artele toate erau la cel mai înalt nivel. Ea, nefiind materială, are un plus și un minus. Minusul este că acum se aude, acum se pierde. Plusul este că ea se duce direct în suflet. Se duce direct în suflet și ce facem cu ea e o altă întrebare pe care o am pregătită pentru tine, dar pentru că ai spus de publicul de televiziune, vreau să te întreb, care e locul acestei muzici, care e atemporală, e ca greaca veche, ca latina, care e rostul ei într-o lume în care vorbim de inteligență artificială, în care muzica înseamnă cu totul și cu totul altceva? Nu știu dacă vei obține un răspuns prea confortabil de la mine. Pe asta mizez. Eu nu cred că experiența liturgică poate fi înlocuită cu nimic. Eu personal sunt psalt și dacă aș pune într-o balanță toate concertele pe care le-am dat cu toate formațiile, pe lângă cea mai simplă slujbă din biserică, slujba aceea ar cântări cu mult mai mult. Pentru că acolo se întâmplă ceva, iar acel ceva nu poate fi explicat în nicio conferință de către niciun preot și niciun mare duhovnic. Pentru că este o experiență proprie, personală. Și dați-mi voie să citez o doamnă din parohia Sfântul Antonie, unde cânt, la Părintele Roată Ionel, care îmi spune: domnul Adrian, mie nu mi-a plăcut muzica psaltică deloc toți acești ani, dar eu acum am înțeles de ce nu mi-a plăcut. Eu de-abia acum încep să o descoper. Zic: doamnă, sunt foarte curios de răspunsul dumneavoastră. Muzica aceasta, îmi spune doamna respectivă, are un efect așa interesant, descormonește adânc în sufletul tău până dă din niște intimități care s-ar putea să nu-ți placă, să nu-ți fie confortabile. Și de asta cred că nu ne place la prima audiție așa mult. E ca muzică, foarte e principiul rezonator, dar e principiul rezonator nu al instrumentului sau al vocalității, al sufletului. Deci muzica aceasta are de-a face cu rugăciunea și dialogul cu sine. Ai spus despre, ai menționat Mănăstirea Vatoped la începutul discuției noastre. În Postul Mare, anul acesta,
Ați fost în Sfântul Munte și ați dat răspunsurile la Laustran, acolo, la hramul... La Schitul Lacul, la Bună Vestire. Acolo, la invitația Părintelui Stareț. Mi-amintesc lucrul ăsta. Vreau să te întreb, am fost în Sfântul Munte, dar n-am participat niciodată la liturghie, n-am fost în strană, că nu sunt vrednic să cânt. Cum e să dai răspunsurile la liturghie în mănăstirea Schitul Lacul? Plutești. Efectiv, corpul se desface în bucăți, spune gata, eu nu mai rezist, după atâtea ore de stat în picioare. Sunt lungi. Sunt foarte lungi sunt slujbele. Foarte lungi slujbele, da. Spre deosebire de cele săptămânale, care sunt foarte dinamice, sunt foarte scurte. Adică există un pragmatism al acestui ciclu liturgic, dar ideea de priveghere înseamnă ideea de osteneală a trupului. Deci dacă e să ne ostenim, atunci hai să ne ostenim, ca și cum ar zice monahul. Și începe undeva la 7 seara, se termină pe la 3 dimineața, 3 jumătate, dormi 2-3 ore, după care din nou vii și mai stai încă vreo 4-5 ore în slujbă. E foarte dur, trupul cedează, intră într-o stare de transă, ca să spunem așa, iar spiritul se trezește. Alea sunt, dacă îmi permiți, experiențele care te scot din zona de confort, chiar și a unei liturghii de duminică. Am înțeles. Și monahii de acolo vin și fac lucrul ăsta cu post și ajunare, dacă nu greșesc. Monahii se vin, ajunează, postesc, în sensul în care se împărtășesc dimineață, mai servesc ceva înainte de slujbă. Frugal, foarte frugal. Da, și toată această perioadă nu mai mănâncă nimic. Ei, uite, lucruri despre care ar trebui să vorbim mai des. Ești conștient că am vorbit foarte repede, foarte alergat, așa, dacă ne gândim la un ritm, la o cadență, pentru că aveam foarte multe să te întreb. Puneți pe lentul. Da, slow down, facem o... Adrian, hai să vorbim puțin și despre tine, deși nu avem foarte mult timp. Când reușești să faci toate astea? Ai cursuri la facultate, ai mini Bizantion, ai lucrările tale de care te preocupi, ai colaborări cu Grand de la Voix, acel minunat ansamblu belgian. Acum știu că ai terminat înregistrările cu un ansamblu Le Tempet. Le Tempet din Paris. Și cu Simon Pierre Bestion, care e ceva cu totul și totul special. Ai înregistrat Vecernile de Rachmaninov anul trecut cu ei. Când ai timp pentru toate astea? Și ai și doi copii mici acasă. Da, două minunății. Să trăiască, să fie sănătoase. Slavă Dumnezeu! Atunci când faci ceva care îți place foarte mult și este slavă lui Dumnezeu, simți că nu muncești atât de dur ca și cum ai face ceva ce nu-ți place. Deci timpul trece, dar în suflet porți o mare mulțumire și o mare bucurie. Și faptul că ceea ce fac este o muncă de echipă, aduce bucurie oamenilor, aduce slavă lui Dumnezeu, se întâmplă în biserici, pictate, frumoase, înfrumusețate, totul bucură sufletul. Asta ar trebui să fie, de fapt, viețuirea noastră. Noi creștini ar trebui să avem ritmul bisericii și al slujbelor. Așa cum aveau bătrânii, nu ziceau la 15 august, ziceau de Maria Mare. Așa. Ei nu ziceau de 29 iunie, ziceau la Sfinții Apostoli. Calendarul lor era altfel. Era alta respirația, era alt ritmul lor. Da. Și noi avem atâtea biserici în Iași care ne cheamă la acest ritm. Pentru că dacă ne luăm după ritmul societății, nebunim. Am uitat să spun, ai și cursuri vara asta, în august, la o mănăstire franceză, Godancourt. Nu știu cât de bine te informezi, dar cel puțin cu mine ai făcut o excepțională. Asta e meseria, Adrian. Hai să spunem și despre zilele psalților români, că de fapt evenimentul acesta din Atena a fost într-un mod atipic parte din zilele psalților români, care se află anul acesta la ediția a patra. A patra este, da? Știam și asta, dar n-am apucat. Un eveniment care se învârte în jurul datei de 18 mai, pentru că este data la care a adormit Licurgus Angelopoulos și data la care s-a născut etnomuzicologul Florin Bucescu. Profesorul nostru, da, părintele care a fondat secția de muzică religioasă de la Universitatea Națională de Muzică din Iași. Un lucru providențial, aș zice eu, nu o concedență, ci o lucrare a lui Dumnezeu. Și la această dată se face cu liturghie arhierească în Catedrala Metropolitană slujba de pomenire a tuturor psalților români, începând de la Sava Buzoianu până... Anul trecut a fost 2023, anul imnografilor. Anul imnografiei și al imnografiilor. Astăzi va fi anul lui Licurgus Angelopoulos, pentru că sunt 10 ani, 200 de ani de la trecerea cele veșnice a marelui Ștefan Achipopescu, marele compozitor. Și pregătim interviuri despre Andrei Criteanu, despre Sfinții Părinți și muzica bizantină, surprize. Și lucruri frumoase, care merită văzute și ascultate cu sufletul direct. Știam răspunsul tău despre timp, pentru că ești impregnat de tot ce faci și pasiunea transpare prin toți porii. Sper să fie așa, că îmbătrânesc mai repede ca tine. Spune-ne nouă celorlalți, care nu suntem atât de convinși, de ce să ascultăm muzica bizantină? Ce poate să facă pentru noi, ce poate să facă pentru noi
această muzică care vine de demult și înseamnă atât de mult pentru suflet. Eu nu vă spun să ascultați muzică bizantină pentru că s-ar putea să nu vă placă. De obicei nu place pentru că muzica aceasta nu se ascultă. Muzica aceasta se experiază de către cei care mai întâi se afundă în tăcere, în biserică, vorbesc cu sinele lor, zicea înalt preasfințitul Iosif al Europei Centrale, în dialogul cu sine întâlnim Trinitatea, eu cu sine și cu Dumnezeu. Și acolo, unde de obicei omul contemporan se sperie, știi că spunea un Sfânt Părinte din Muntele Athos, atunci când noi nu mai avem ce face și stăm cu noi înșine singuri, ne speriem, pentru că nu mai știm ce să facem. Atunci când omul intră în dialogul cu sine, întâlnește tăcerea, întâlnește această tăcere a bisericii și ascultă tăcerea din slujbele acestea și ascultă cuvintele și rezonează înăuntru lui, se naște un melos. Grecii spuneau melos, adică o armonie, o melodicitate. Melodicitatea există și în cuvintele celui care interior este armonios. Spune Sfântul Grigorie Teologul, omul pătimaș este disarmonios. Este o larmă, este o gălăgie, este un zgomot în ce vorbește, în cum privește. Omul armonios are armonie și în interior. Muzica bizantină este exteriorizarea acestei tăceri. Deci nu se ascultă prima dată muzica bizantină pentru că nu o să-ți placă. Apolinic Dionisiac, am avea foarte multe de vorbit. Dinainte de Sfinții Părinți, Adrian Sârbu, e o plăcere să stăm de vorbă ca întotdeauna. De asemenea. Mă gândesc că muzica bizantină, muzica de factură sacră, e și rugăciune. Și te rogi pentru oameni, uite la liturgia, la parastasul pentru Liturgos Angelopoulos, la care ai participat, ai cântat și cu siguranță ai cântat cu sufletul. Dacă ar fi să-i închini o cântare, să-i dedici o cântare lui Liturgos, care ar fi aceea, din ce ați lucrat sau nu neapărat? Foarte interesantă întrebarea. E de final, de asta, pregătit-o. Cred că m-a marcat cel mai mult dintre CD-urile pe care le-am ascultat. Sfânta Liturghie a Sfântului Ion Gură de Aur, unde ei cântau Lăudați pe Domnul din Ceruri. Chinonicul acela larg, interminabil, parcă te urcă în spirală și foarte greu de cântat. Care este al Sfântului Ion Cucuzel, secolul 13-14? Mulțumesc tare mult, nu mai avem timp, s-a terminat de mult. Adrian Sârbu, a fost o plăcere, cum spuneam, doamnelor și domnilor. Acesta a fost interviul săptămânii cu profesorul universitar Adrian Sârbu, dirijorul și fondatorul Byzantion. Vă mulțumesc, până data viitoare, toate cele bune.